Sauditul Adnan Khashoggi a fost cel mai bogat și celebru traficant de arme din toate timpurile. Există informații solide, potrivit cărora în anii 80, decenul de aur pentru industria românească de armament, generalul Victor Atanase Stănculescu l-a cunoscut bine pe Khashoggi și că prin el s-au vândut arme românești și tehnică militară de sute de milioane de dolari. Potrivit generalului Stănculescu, în perioada 1980-1989, România a produs și exportat armament în valoare de 9 miliarde de dolari în cele mai fierbinți teatre de război din lume, în special Orientul Mijlociu.